Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Petraru și vă prezint Oraș Știrilor. Caz ieșit din comun în orașul Cricova din municipiul Chișinău. Un adolescent de 15 ani a fost înjunghiat de câteva ori de propriul tată după ce discuția dintre cei doi a degenerat în ceartă. Într-un moment de furie, bărbatul de 53 de ani și-a tăiat copilul. Din cauza rănilor, băiatul a fost dus de mama sa la spital. Totul s-a întâmplat noaptea trecută în orașul Cricova din municipiul Chișinău, când un adolescent de 15 ani a mers în vizită la tatăl său. Între cei doi s-ar fi iscat un conflict, iar la un moment dat, bărbatul de 53 de ani a luat un cuțit și l-a tăiat de mai multe ori pe fiul său. Băiatul a reușit să se rupă din mâinile agresorului, iar când a ajuns acasă, i-a povestit totul mamei sale. Femeia l-a dus imediat la spital. În urma investigațiilor medicale s-a stabilit că minorul are plantă tăiată la piciorul drept și plăci tăiate la palma stângă. Reprezentanții instituției medicale unde a fost dus băiatul au refuzat să ofere detalii despre starea de sănătate acestuia, făcând trimitere la ancheta poliției. Oamenii legii cercetează cazul sub aspectul violenței în familie. Dacă va fi găsit vinovat, părintele agresor riscă până la 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 3 ani de pușcărie. Deocamdată el este cercetat în stare de libertate. Un deținut de la penitenciarul numărul 4 din Cricova ar fi fost supus unui atac. Bărbatul a fost depistat luni dimineața cu mai multe leziuni corporale în zona toracică. Reprezentanții oficiului avocatului poporului ne-au spus că incidentul a avut loc în această dimineață și l-au calificat ca pe un act de violență împotriva unui deținut. Potrivit șefului Direcției Prevenirea Torturii din cadrul instituției, Alexandru Zubco, tânărul de 31 de ani a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă pentru îngrijirea rănilor fără să fie internat. Acesta a refuzat să ofere explicații despre cele întâmplate. Cu o reacție nu au venit încă nici reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarilor și nici Poliția Capitalei. Oamenii legii urmează să spună dacă a fost vorba despre o infracțiune. Accident grav la Telenești. Un bărbat de 60 de ani a ajuns la reanimare după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat, iar el a rămas blocat între fiare. La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori care a reușit în scurt timp să-l descarcereze. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în după amiaza zilei de 1 august, în jurul orei 13, pe un drum din localitatea Chiștelnița, raionul Telenești. În pantă, nu s-a isprăvit cu conducerea și a derapat în canalul de scurgere, astfel fiind blocat în interiorul tractorului. Ulterior, acestuia i-au fost prelevate probe biologice pentru a se stabili dacă consumaseră alcool. Bărbatul a fost preluat de un echipaj de medici și transportat în stare gravă la spitalul raional. A fost internat în secția reanimare a spitalului raional Telenești cu traumatism craniocerebral acut. Bolnavul a suferit multiple fracturi ale oaselor craniului. Starea acestuia rămâne deocamdată gravă, dar stabilă. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs accidentul. Potrivit datelor IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 55 de situații de risc. 7 moldoveni care au mers să se odihnească în Marmaris, Turcia, au fost nevoiți să-și încheie sejurul mai devreme decât și-au planificat. S-a întâmplat din cauza incendiilor vegetale care au cuprins regiunea turistică. Aflându-se în situație de risc, oamenii au solicitat ajutorul Ministerului de Externe pentru a fi repatriați. Ei au ajuns la Chișinău în această dimineață la ora 5 cu un autocar pus la dispoziție de compania de turism responsabilă de vacanța acestora. Potrivit ultimelor informații, 107 din cele 112 focare din Antalya au fost localizate și stinse. Autoritățile din Moldova îndeamnă cetățenii aflați în Turcia care se confruntă cu o situație dificilă să se adreseze ambasadei țării noastre la Ankara sau la consulatul de la Istanbul. Totodată aceștia sunt sfătuiți să respecte anunțurile autorităților locale, să păstreze în locuri sigure documentele și valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărțile de credit și să evite deplasările în zonele afectate de incendii. Să
Un alt lot de 150.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson produs în SUA și livrat prin intermediul platformei COVAX a ajuns la Chișinău, anunță Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Instituția menționează că serul urmează să fie distribuit în toate punctele de vaccinare din țară. Până acum, Republica Moldova a recepționat peste 300.200 de doze de Johnson & Johnson din cele 500.000 planificate. Conform datelor, în jur de 59.000 de persoane și-au administrat deja acest antidot. Vaccinul Johnson & Johnson se administrează intramuscular cu o singură doză și e recomandat celor care au cel puțin 18 ani. În urma studiilor clinice s-a constatat că serul are o eficacitate de peste 66% împotriva tuturor formelor de boală și 100% împotriva spitalizării cauzate de COVID-19. Până în prezent, peste 20 de milioane de doze au fost administrate în toată lumea. Începând de astăzi, moldovenii care se întorc din Turcia trebuie să stea în autoizolare timp de 14 zile. Nu vor sta în carantină copiii cu vârsta de la 6 până la 18 ani dacă prezintă un test PCR negativ și cei care s-au vaccinat sau dețin un act confirmativ de prezența anticorpilor. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, care a inclus Turcia în zona roșie. Lista cuprinde și alte 63 de țări cu risc sporit de transmitere a virusului SARS-CoV-2. Printre acestea se numără Grecia, Rusia, Spania, Marea Britanie sau Statele Unite. Lista este actualizată săptămânal de Ministerul Sănătății în colaborare cu Ministerul de Externe și Ministerul de Interne. Manifestații împotriva restricțiilor anti-COVID au degenerat în confruntări cu poliția la Berlin duminică. Sute de oameni au cerut libertate în cadrul unui protest considerat ilegal și, prin urmare, înăbușit de oamenii legii. Măsuri dure pentru a opri răspândirea virusului au loc și în alte țări. În Ungaria, de exemplu, vaccinarea anti-COVID a devenit obligatorie pentru personalul medical începând cu 15 august. Iar Israelul anunță că sistemul de sănătate se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri grave de pacienți COVID. Sute de oameni ostili restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19 au sfidat duminică interdicția de a manifesta și s-au adunat pe străzile Berlinului. Întrucât în Germania sunt interzise manifestările publice ca parte a măsurilor de combatere a răspândirii coronavirusului, forțele de ordine au tratat manifestațiile drept ilegale. Spiritele s-au încins și s-a ajuns la altercații cu poliția, potrivit AFP. Poliția din Berlin a desfășurat peste 2000 de agenți în ținută antirevoltă în tot orașul, preconizând manifestații interzise. Autoritățile nu au autorizat organizarea acestora de teamă că participanții vor încălca regulile referitoare la portul măștii și la distanțarea socială, în contextul în care numărul de infectări cu noul coronavirus este din nou în creștere în Germania. Între timp au fost revizuite și condițiile de intrare în țară. Astfel, începând de duminică, toate persoanele cu vârsta de cel puțin 12 ani trebuie să prezinte la intrarea pe teritoriul Germaniei dovada vaccinării împotriva COVID-19, a trecerii prin boală sau a rezultatului negativ al unui test. Iar autoritățile din Ungaria anunță că administrarea primelor doze de vaccin împotriva coronavirusului va deveni obligatorie pentru tot personalul sanitar, începând cu 15 august. Între timp, numărul pacienților cu coronavirus aflați în stare gravă a depășit în Israel pragul de 200 pentru prima oară din aprilie, transmite Mediafax. Israelul a început duminică vaccinarea generală cu cea de-a treia doză de vaccin anticoronavirus. Deocamdată, supuși imunizării sunt adulții de peste 60 de ani. Aproximativ 58% din populația de 9,3 milioane a Israelului este complet vaccinată. 88% constituie procentul celor de peste 50 de ani. Totuși, numărul infectărilor noi raportate într-o zi a depășit pragul de 2000 pentru 6 zile la rând. Situația atribuită răspândirii variantei Delta, mult mai contagioasă. Creștinii ortodoxi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Proroc Ilie, considerat ocrotitorul recoltelor și
aducătorul de ploi. În această zi nu se muncește nici în casă, nici pe câmp, iar în mod obișnuit creștinii merg de dimineață la liturghie, unde sfințesc fructe, legume și mierea de albine, care se mănâncă împreună cu castraveți. De asemenea, în această zi, creștinii gustă pentru prima dată roada nouă de mere și struguri. Tradiția spune că în dimineața zilei de Sfântul Ilie se culeg plante de leac, în special busuioc. Toate se pun la uscat în podurile caselor, sub streșini sau în cămări. O viață dedicată unui vis. Este povestea preotului Pavel Gorea, care de 16 ani zidește la bălți copia schitului Sfântului Proroc Ilie de pe muntele Athos din Grecia. Construcția este un adevărat complex monastic, în componența căruia intră o cantină socială, dar și camere de odihnă pentru cei care vor dori să rămână acolo peste noapte. Intenția nobilă a preotului este limitată însă de resursele financiare. Așa cum totul se construiește din donații, tot mai puține în perioada pandemiei, lucrările înaintează cu greu. Viața protoiereului Pavel este strâns legată de cele sfinte. El provine dintr-o familie de creștini, iar copilăria și-a petrecut-o în biserica din satul natal. Fiind ghidat de tatăl său, care a fost dascăl, bărbatul a făcut studii teologice în Rusia, iar în următorii 28 de ani a slujit în biserica din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Gândul de a înălța la bălți o copie a schitului Sfântului Proroc Ilie de pe muntele Athos i-a venit din dorința de a fi mai aproape de casă, aflată în oraș. Și am binevoie de binevoință ca să fac această biserică, să o construiesc așa cum este la Ierusalim și cum este la Sfântul Munte Athos, bisericii cunoscute mai mult sunt făcute din piatră. Mă aflu în incinta unui edificiu unic de la noi din țară, Biserica Sfântului Proroc Ilie, care este o copie exactă a lăcașului divin cu același nume de pe muntele Athos. Piatra de temelie este una autohtonă, fiind adusă aici de la Cosăuți. Dorința preotului de a aduce imaginea bisericii cât mai aproape de cea de pe muntele Athos a fost îngreunată de găsirea unor zidari calificați în lucrul cu zăcămintele minerale. În fața noastră este unde va fi altarul, aici este un arc din piatră, aici sunt două coloane, pus două arcuri unul peste altul, dintr-o piatră care s-a lucrat în jur la 3 săptămâni, care s-a făcut arcul ăsta. Aici este spațiul unde va fi creștinii, sus, în fața noastră, sus este unde va fi horul, tot din piatră. Și creștinii din Bălți vin la liturghiile care au loc în subsolul construcției, numit și Sfânta Împărăteasă Olga. Trăiesc aproape, vin după posibilitate. Pe timp de pandemie încerc să nu încălcăm legea și să o vizităm. În ograda bisericii se înalță și monumentul Sfântului Proroc Ilie, asemănător cu cel de pe muntele Carmel din Israel, iar de curând aici a început construcția unei cantine sociale, unde vor fi hrăniți bătrânii și familiile aflate în dificultate. Aici merge cantina, unde voi pregăti mâncarea, partea cea slantă, aici se primește un calidor, aici se primește două creme, care vor fi oaspeții, care ar putea să rămâie pe o seară, două, trei, două camere. Aici este totul necesar, unde va fi baia. Este și canalizare, toate condițiile? Toate condițiile sunt făcute, apă, canalizare, lumină. Din cauza pandemiei, tot mai puțini în oraș pășesc pragul bisericii, iar donațiile sunt tot mai mici. Printre fondatori se numără și Pavel Șincariuc. Cea mai mare parte din venitul său, el o investește în locașul sfânt. Trebuie pictură de făcut și trebuie iconostasă de făcut. Aici, da, și clopotele, da, pucăm, și clopotele. Am și ferestre foarte frumoase, trebuie să le punem, poate, da, Dumnezeu, peste, eu știu, peste vreo 2 săptămâni. Cei care doresc să contribuie la construcția schitului îl pot contacta pe preotul Pavel Gorea la numărul de telefon 0693-58305. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Victoria Petraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!